bă, da, fumbalul în clasa asta de ce nu mai e nimeni? Sunt singurul copil bogat de pe planeta asta, sau care este faza? Bă, dar nu-mi place, bă, nu-mi place. Numai eu aici, bă, vreau un coleg de bancă. Nu, nu, eu pe bate zic, gata, m-am săturat. Hai să mă duc, am auzit că avem un copil, am un copil la care trebuie să-i fac prezentarea și să văd, așa că, mamă, dar după un an de școală, chiar nu mai știu nimic, nu știu dacă mai știu să mai predau, dar e bine că momentan azi nu facem școală, doar să intre copilul ăsta aici la noi în clasă, să de unde... Alo, băiatul? Băiatul, m-auzi? Alo, băiatul, băiatul? Ce vrei? Rămâi aici, că sunt profesorul tău. Tu nu ești copilul nou? Ba da, bă, dar am văzut că nu era nimeni și am zis să plec, bă, că eram singur. Dar vină puțin, păi stai puțin, că nu te speria, pentru că este prima zi. De fapt, nu e prima zi de școală, asta este prima zi în care trebuie să vii tu, deoarece tu ești copilul nou și trebuie prima oară să-ți fac eu prezentările, să vezi cam care este faza pe aici și să vezi ce te așteaptă. Pentru că colegii tăi o să vină și ei, dar nu astăzi, pentru că astăzi nu este ziua de școală normală, o să fie data viitoare, ai înțeles? Pune-te acum, pune-te în bancă, bă, dar au copilul, vorbește și tu mai frumos, te rog, nu să folosește, bă, că mă faci pe mine să folosesc, de ce folosești cuvântul, bă, că ești mic? Dacă nu zic fă! Mă, tu copil de ăsta ești pe bune, așa de rău ești? Tu nu vezi ce am aici în spate? Ia! Mamă, de unde ai catara, bă, uite, am bani, bă, îți dau 100 lei pe ea. Păi da, da, aia, mă, că asta e școală privată și da, aia ești tu așa, mă, da, ești tu așa, ai, că e logic, poliția, ai bani poliția, și crezi, copile, treci înapoi dacă vrei să n-avem probleme, dacă vrei să n-ai probleme în școala asta, cât timp o să fii tu aici, dacă nu vrei să fii corigent și toate chestiile astea de genul, pune-te ușor în bancă, hai să vorbim civilizat, pentru că da, vin la școală trebuie să vii civilizat, mai ales că ești la o școală, nu vorbi peste mine, te rog, e frumos, copile, mai ales că ești la o școală, trebuie să fii civilizat, pentru că ești la o școală, mai ales privată, deci tu dacă ai bani, ar trebui să fii mult mai responsabil, mult mai, nu știu, da, nu, deci niciodată, deci ăștia cu bani sunt mai aroganți, sunt mai răi, nu știu de ce sunteți așa, nu știu de ce ești așa, copile, dar spune și mie, te rog, de ce ai venit tu la școala asta, pe bune, adică de ce ești așa rău, de ce mai vii la școala asta dacă ești rău, pe bune? Eu sunt cel mai toxic copil din toată lumea, eu filmez cu cel mai nou YouTuber, bă, și dacă tu nu mă lași, o să zic la poliție să arestezi, ok, bă? A? Cum adică zici la poliție să mă aresteze? Păi, eu sunt profesor aici, eu îți fac, bă, stai cu minte în bancă. Ți-am zis să stai cu minte în bancă că am ceva la mine pe care am luat-o ca să-mi tai și o camă. Tași puțin, lasă-mi, bă, ți-am zis, ai răbdare, copil, nu mai vorbi peste mine, te rog, e frumos, uite-te, ce am aici în spate, vezi ce am eu în spate aici? Asta o folosesc eu când îmi pun pateu în cancelarie acolo, să-ți prezint astăzi toată școala, iar de mâine încolo când o să faci orele și așa o să fii învățat și o să știi care este faza. Deci fii atent, mă, vorbește, mă, frumos, copile, ți-am zis că, uite-te ce am eu în spate, vezi ce am în spate? Uite-te la lanțul, bă! Tu nu vezi ce lanț am? Bravo, copil, ai un lanț, văd că ai bani, mă, ai bani, asta e, ai bani, dar ce, crezi că eu n-am bani? Dacă e școală privată, asta e școală privată, normal că am bani. Mamă, cât ochelari ai, copile. Și ce faci cu ochelarii ăștia? Unde ți-i pui? Ochelarii ăștia, te capsesc cu ochelarii ăștia dacă nu o termine. Înțeles? Bă, copile, tu nu știi cu cine vorbești acum, e visezi sau ce se întâmplă cu tine? Vrei să scot asta la tine, de tai eu, de pun pateu pe pâine cu ea? Bă, tu nu știi cum... Da, chiar, dacă ia stai puțin, spune și mie cum te cheamă, că eu încă n-am făcut cunoștință, n-am făcut nici, nu știu cum mă cheamă, nu știu cum te cheamă, spune și mie cum te cheamă pe tine. Pe mine mă cheamă Darusel. Te cheamă Darusel și de ce ești așa rău, Darusel, ți-am zis? Bă, te pui tu cu mine, am două catane aici, nu le vezi? Mamă, bă, copile, tu crezi că mă sperii pe mine, crezi că n-am lucrat eu cu chestii din astea? De ce crezi că am eu așa ceva la spate? De fapt nu-ți dezvălui ce am lucrat eu înainte, dar am lucrat ceva secret, am fost agent secret și nu zic mai multe pentru că, na. Deci stai cu minte, lasă alea deoparte, pune-le undeva bine, lasă-le dacă nu ți le confisc eu. Da și tu pune-le, bă, dacă e un prost și altul. Adică tu ești prost de când ești prost, haha. Poți să vezi tu, pentru 2 minute să fii calm dacă nu vrei să avem probleme aici, pentru că s-ar putea să ai probleme și cu colegii tăi, că nici ei nu sunt prea brea și mie că... Adică tu zici mie că eu am intrat într-o clasă cu fetițe. Mă, n-ai intrat în nicio clasă cu fetițe. Poate singura fetiță de aici ești tu. Că uite ce ai, pai. Ai, stai cu ochelarii ăștia. Stai cu lanțul ăsta. Stai cu toate astea. Ești îmbrăcat. Aaaa. Să vezi ce-ți fac eu, bă, pentru asta trebuie să-mi dau ochelari jos, că, mamă, eu nu accept așa ceva, bă, uite-te în ochii mei. Mă, copile, uite-te tu în ochii mei, te uiți în ochii uite-te mei? Uite-te în ochii mei și zi-mi tu mie, stai așa. Bă, copile, bă, ești prea simpatic, bă, n-am ce să-ți rec... Uite-te în ochii mei. Ce guvață asta, copile? Uite-te în ochii mei și zi-mi că eu, că mi-e frică de tine, zi-mi asta, rapid. Ți-e frică de mine? O, stai cu minte, trebuie să te pun un lesă, pe da, stai mă tu asta la gât, ai lanțul ăsta, că să vede că ești cățel, tu ești cățel, de ce? Eu ne-ai... Așa fac,
cu Ashe Speed, bă, eu sunt frate cu Ashe Speed. Ești frate cu Ashe Speed? Cine e Ashe Speed? E un... Cine e Ashe Speed ăsta? Bă, Ashe Speed este frate meu, bă, și el poate să te bată cu două dice, ai înțeles? Am înțeles, copil, ok, lasă că o să discute cu părinții tăi. Bă, vrei copile să-ți fac prezentarea la școala asta, să vezi și tu ce e pe aici, ce te-a adus aici? Nici n-am stat jos, că na, cu tine n-am ce să fac, deci nu pot să stau jos. Dar vezi că dacă mai... fii atent, îți mai zic un singur avertisment. Dacă tu o să continui în ritmul acesta și nu o să fii pe parcursul acestei zile, acestei prezentări în care îți prezint toată clasa, toată școala, toate astea, dacă nu o să fii cu minte de acum încolo, îți promit că anul acesta o să ai mari probleme cu mine și o să spună și colegii tăi mâine când ne vedem la școală, deci da. Pe colegii mei. Hai copile să-ți prezint, deci fii atent, ieșim acum pe ușă și aici imediat în dreapta avem baia. De la ora de matematică avem baia, mai frumos, dar atât, nu e nimic. Deci fii atent, aici este baia de băieți. Aici este baia pentru persoanele cu handicap, cu dizabilități, și aici este pentru fete. Hai să intrăm la băieți, să-ți prezint că în părțile celelalte nu putem să intrăm noi, deci hai să intrăm aici, bun. Stai, bă, vino. Ce vrei, copile? Spune-mi, ce vrei? Asta e baia ta, asta e baia ta. Cum adică asta e baia mea? Asta e baia pentru persoanele cu dizabilități. Păi da. Mă, copile, tu cumva ai zis că sunt, că am handicap? Da. Ok, bine, lasă, nu-ți mai zic nimic, ți-am zis, lasă că vedem noi de-a lungul anului, să vedem cine o să râdă mai bine, dar atât, pentru că ți-am zis, o să te taxez la note și o să vorbești cu părinții tăi, deci mâine vreau să te aștept aici, vreau să vii cu părinții tăi la școală, pentru că nu se bate mai mult de atât, ești prea rău, deci n-am văzut copil mai rău decât tine, deci eu n-am ce să mai spun, pe bune, dar hai să-ți prezint, hai mă, hai să-ți arăt cum este baia, vino înăuntru, bun, avem aici baia. Deci cam așa, ai aici două compartimente unde intri la toaletă, dacă ai nevoie acum, du-te și fă. Ce bine. Bă, ce faci, bă? Hey, nu, nimic, uite-mă aici, uite că e asta, da, pă, uite pe aici, vezi, spui apa, spui asta. Acum nu mai intrăm în părțile astea. Baia ta, ia intră, mă, ia că e baia ta aici, ia stai să intru. Mamă, ok, ok. Bă, ce e asta, bă? What? Cum am intrat în baie la fete? What? De ce sunt la fete în baie? Bă, tu ești combo. Ești o fetiță și ai handicap. Bine, copile, bine, nu mai zic nimic. Bine, lasă, ok. Hai acum să-ți prezint mai departe. Deci fii atent, mergem așa frumos. Uite, aici e, aici este liftul. Cred că le știi, cred că ai venit cu liftul. Nu, hai să-ți prezint aici sus ca să vezi. Uite, aici este sala de arte. Vezi frumos așa, nu-ți prezint mai mult atât. Hai să nu intrăm înăuntru, să intrăm așa, dar nu facem prea mult ură. Deci atât, ia mă, ia, știi tu să desenezi. Mă, ia să te văd, ia, pictează tu ceva aici. Am nevoie de peninsule. Peninsule? Ce sunt marea peninsule? Aici este sala de jocuri de IT, unde ai calculatoare, ai de toate, aici e frumos, cred că o să-ți placă aici, sincer, ție. Domnul, veniți, domnul! Am venit. Domnul, YouTuber-ul ăsta îl cheamă Rafael Grâmu. Rafael Grâmu, cine e băiatul acesta? El este cel mai larg YouTuber la Stumble, guys. Stai puțin, că am uitat să facem cunoștință. Pe mine mă cheamă Rafael, bine, că am văzut că ești aici, am uitat să facem cunoștință, băiatul. Ok. Tu ai zis că te cheamă Darius sau cum ai zis? Darius Stel ai zis, ok? Bine, hai să trecem mai departe să-ți prezint totul pentru că nu mai avem foarte mult timp. Au zis IT că o să vină într-o jumătate de oră să te ia maxim. În vreo 10 minute, de fapt. Aici este o sală de dans unde dansezi, faci astea. Uite aici, vă învăț, facem toate chestiile. Eu fundulez, bagă. Pam, 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 pararadadam. Eu sunt Darius Stel, Rafael cel mai dob. Profesorul cel mai urât din toată școala. Bun, și aici cred că o să-ți placă și aici. Hai să intrăm, vină după mine să-ți arăt. Deci vezi, de aici nu coborâm jos acum, momentan. O să vedem cât avem oră de not. Aici avem de not piscină, avem de tot ce frumos. Ce aia? Ce aia? Bă, copile! Mamă, trebuie să sar după tine, incredibil așa ce. Bă, unde te-ai dus, mă, bă, nu în apă, bă. Mamă, să zici ce o să-ți fac, ai tăi, mamă. Mamă, stai că nu e bine că... Opa, am uitat că ai lui mi-au zis să nu facă vreo nezbâtie, că să... Și el tocmai a intrat în apă, deci nu e bună. Sper că nu să-mi zică ceva de mine, că s-ar putea să mă duc la director și nu e bună dacă mă începe pe mine, că n-am avut grijă de el. Dar n-am ce să-i fac, e prea neul. Băiatul, ești din apă, te rog, ieși, hai să-ți prezint, hai să-ți prezint în continuare, că avem foarte multe lucruri frumoase. Stai. Hai, usucă-te aici, hai, repede, mai repede, ieși afară, mă, copile. Ieși afară, bă, mamă, bă, mă teneci, bă, copile, ieși afară, repede, dă mâna, urcă, hai, urcă, dă mâna, copile. I am under the water, please help me. Ești bine? Da, da.
Păi dacă eu ți-am zis, bă, nu sări acum că nu e ora de not, ok? Hai să ieșim afară, ți-am zis. Poți să vii și tu cu minte? Uite ce se întâmplă dacă nu ești cu minte, poți să mori. A fost o lecție pentru tine, sper că înveți din asta. Hai să trecem mai departe, că tu ai sărit acolo și am ajuns jos și mi se pare că mai aveam ceva. Deci aici fii atent, este sala, uite, vezi, avem basket, avem teren de basket, aici joci basket. Dacă îți place basketul, am uitat să te întreb. Uite, eu sunt așa de mare că o să bag une mingea. Mănânci nicio minge acum că nu avem oră. Ce nu înțelegi, copile? Ți-am să nu mai intri. Îți prezint, ok? Gata, nu mai intra aici, te rog. Hai afară. Aici este the medic, aici este medicul, doctorul de doctorul școlii, poliția, cum ar veni. Poliția, m-a lovit poliția. Bă, du-te mă de acolo că vine doamna doctoră și ne bate pe amândoi, ne ceartă pe amândoi și pe ai tăi. Bă, da, doamna, are sânii mari? Mă, tu tocmai ai întrebat dacă doamna doctor are sânii mari? Da. Mă, copile, deci fii atent, stai să zic așa, ok, deci ca să zic, da, chiar, nu neg aici, nu știu de unde știi tu, dar chiar așa e, chiar arată bine doamna doctor, dar lasă, rămâne între noi, da, nu mai zici la nimeni, ok? Da, da. Hai să-ți prezint în continuare. Hai mă că ne împrietenim până la urmă, copile. Ne împrietenim. Uite, aici îți arăte cancelarea, fii atent. Aici e detenția, deci dacă intri... Nu intra acum. Știu că ești copil nebun, că faci prostii, dar dacă intri acolo, papa, nu o să mai fii din școală. Acolo e detenția, te duci, papa. Uite, aici. Vrei să ajungi la detenție pe bune? Mama, aveți calculatoare? Da, avem. Nu intra, bă, ai calculatorul meu. Ești de acolo. Pleacă, copile, că e calculatorul meu. Copile, pleacă de aici, că... Nu, că chem profesor. Chem director, mă duc la director. Domn director. Alo, cioc. Este cineva? Bine, bă. Am câștigat meciul de Fortnite, bine, bă. Nu e nimeni, mamă. Mamă, stai că trebuie să fac ceva aici, deci nu e directorul, dar mă duc la copil să-i zic că a zis că vine, nu. Asta e toată camera mea, toată camera mea. Copile, ieși repede că vine domnul director, vine, hai să fugim repede, vine repede, așa, bun, gata, hai că am scăpat, că era acolo în partea aia la el. Aici este laboratorul de științe, deci aici e științe unde o să sper să nu explodezi tu școala asta, că reducem. Eu explodez planeta, ce vrei, adică... What? Cum să explodezi în planeta, tu te auzi ce spui? Da, mă, copile, gata cu prostiile astea, bă! Ți-am ieșit afară, hai! Gata, nu mă interesează ce trebuia să faci tu, vină încoace, fii atent că scot ceva, ia uite ce am eu, bam, mă duc așa ușor, frumos. Uite, aici, îți lași cărțile, lași tot ce ai tu. Cred că l-ai văzut, că uite, ai intrat pe ușa aici, ai intrat pe ușa de afară, bam. Deci de aici ai intrat tu, ai văzut, practic, știi? Mamă, încă nu au ajuns părinții tăi, dar vezi că nu mai e foarte mult timp, hai să intrăm înăuntru. Vin înapoi, copile, că trebuie să-ți mai prezint, că mai avem foarte puțin de prezentat și vin părinții tăi deja. Mai avem câteva minuțele, te rog, copile, ți-am zis. Am văzut ceva afară, vină trebuie. Mă, nu mă interesează ce ai văzut. Bun, copile, hai să-ți arăt și aici, deci fii atent. Vezi aici, aici avem un fel de magazin, deci vezi, avem de-astea de majorete, de-astea cu Harry Potter, cu din astea, dar aici ți-i uniformele. De aici ți-i uniforme, cum ar veni și cam atât. Bun, hai să mergem în partea aceasta să-ți mai prezint ce mai avem. Mamă, deci fii atent, copile, dacă ți-e foame, ia uite ce avem noi aici. Mamă, ce aici? Bă, lasă-mă, că eu mănânc toată mânca. What the hell is this, bro? Ia, vezi? Ia uite, îți place ciorba asta. Astăzi este la meniu ciorbă, dar astăzi nu prea să mănânc, că e prea de formă, cam. Bă, ce faci, bă? Tu tocmai te-ai pus... Mamă, nu. Nu pleacă, haide, măcar asta e azi e de decor măcar, dar de data viitoare nu o să mai fie. Opa, fii atent, copile, deci știi ce este aici, n-am ce să-mi imagine. Ia mă, hai fă-mi un număr, ia că mă pun aici, hai să văd dacă știi ceva. Ia, românii au talent, copile, hai să vedem dacă ai talent. Ai talent, copile, sau nu ai, ia să te văd. Hai, copile, da, ia, cântă. Doamne, copile, ce-ai făcut, mă? Bă, te-ai lovit la picior, mă, pe bune? Bă, nici două secunde n-ai cântat și deja te-ai lovit dacă ești neastâmpărat. Bă, gata, hai că trece pupiu acolo să treacă. Că, bă, vin părinții tăi și gata, nu o să mai... Mamă, am dat de belea cu părinții tăi dacă se întâmplă ceva rău cu tine. Hai afară, hai, încearcă să mergi, ia, vezi, poți să mergi, hai afară. Hai. Să nu le zici nimic, da? Că după se supără pe amândoi, ok? Mamă, stai. Hai. Hai, copile. Bun, copile, aici e cam același lucru, aceea e sală, dar e altă intrare. Aici tot așa avem băile, nu ți le mai prezint. În partea asta, uite, avem sala de lectură unde citești. Tu ai citit vreo carte în viața asta, pe bune, acum? Ia, stai. Mamă, stai, să zicem că nu avem voie să vorbim aici, uite. N-avem voie să vorbim în bibliotecă, ieși afară, copile. Bă, stai, bă,
E doamnă bibliotecară sau domn? E domn aici, e domn. Și are curul mare? Mă, e domn, bă, tu ești pe invers, copile. Ma, no. Cred că a fost, cred că ăsta e timpul, nu-ți mai prezint nimic. Uite aici de mâncare, de fapt acolo era de pregătit, așa, unde ești tu bucătar. Aici e cantina, cum ar veni, ai toate astea, doze de suc, tot ce vrei tu aici. Aici e preferatul meu. Uite, burger de toate. Dar, uite casierii aici, deci fii atent, stai puțin, vină cu acest copilul. Deci fii atent. Ce sunt mari au ăștia, ăsta două. Bă, tași mă, tași că te aud astea, tași că te aud astea. Dar fii atent, vină cu acest. O vezi pe aia din stânga? Da, da. Aia din stânga chiar arată bine, pe bune, copile. Îți place, a? Mami. Bă, pleacă pe acolo, mai. Mă, copile, n-ai voie. Ne scuzați, domnișoară, nu, e cam e prima oară a lui aici, trebuie să înveți. Da, este și foame, dar bă, ești mă de acolo, ești acolo, așa. Deci fii atent, copile, vin afară să-ți prezint. Aici la cantină, ca să fie totul bine așa, tu știi ce trebuie să faci aici, tu de fapt nu trebuie să fii rău, pentru că dacă în ziua în care tu ești rău, o să vii aici, nu o să-ți dea nimeni mâncare. Deci tu nu trebuie să fii rău, ai înțeles? Nu, n-ai cum să fur, pentru că o să avem un bodyguard. Astăzi bodyguardul nu este, pentru că n-a început încă școala. Catanele mele, bă. Să vezi ce catană îți dă bodyguardul care are pistol la el. Ce mai zici de asta? Uite, aici mie mai e la fel, tot așa cu astea. Bă, deci cam atât a fost, copile, ți-am prezentat cam totul. Mi se pare că mai era ceva pe sus. Ia stai să vedem dacă e. Bun, copile, acum că tot n-au venit încă ai tăi, tu o să-i aștepți undeva acolo în parcare. O să vii acolo, deci o să te duc în parcare. Dar fii atent. Poți să arăt ceva? Ce vrei să-mi arăți, copile? Ai răbdare, vreau să vorbim. Bă, nu sare până acolo, bă, că e distanță prea mare. Bă, dar tu știi. Mamă, copile, iar te-ai lovit, mă. Bă, stai, mă, cu minte, te rog. Hai în parcare să așteptăm pe tăi, că trebuie să vină imediat. Uite, bă, cred că stau la semafor pe acolo. Ia, vină repede, că cred că stau la semafor ai tăi. Așa, copile, bun. Înainte să vină ai tăi aici, așteptăm noi frumos aici în parcare. Așteptăm să vină, o să-i aștepți de fapt tu după. Vreau să te întreb ceva. Ți-a plăcut astăzi la școală? Ce părere ai tu de școala asta? Îți place școala asta? Îți place școala aceasta? Are piscină. La școala la care ai fost tu, ai mai fost la vreo școală înainte tu? Cred că ai mai fost, bănuiesc, că ești clasa 3 acum, a 4-a. Am fost cu Nabia, bă, și acolo n-avea piscină. Bă, dar am și o întrebare. De ce ești cocoșat? Uite cum stai. Păi, ce să fac și eu, dacă am stat atâta la birou, am și îmbătrânit copiii, dacă sunt bătrân, tu nu vezi? Nu mă vezi că sunt bătrân? Uite așa stai tu. Păi stau că sunt bătrân, ți-am zis. Ce bătrân, bă, că nu ai păr, bă, bătrânii au păr de ăla. Au păr, uite. Alo, și mă doare din spatele, fai. Alo, și mă aleleu. Copile, văd că ești cam bucuros. Deci înseamnă că ți-a plăcut la școală, nu ca așa. Deci ți-a plăcut. Bă, sper, copile, să vii mâine la școală și să-ți faci prieteni noi, pentru că o să fie și colegii tăi. Adică eu așa sper să nu chiulească colegii tăi de la ore mâine. Și să fiți toți prezenți, să fie foarte frumos eu și... Eu o să chiulesc cu ei. Bine, copile, stai că chiulești. Dar nu o să vin ai tăi acum și o să le spun. Ce părere ai tu de asta? Bă, dar o să nu bule, pa! Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți episoade din această serie de școala de toxici sau cum vreți voi să o numiți, ei bine, nu uitați să vă abonați. Dacă încă n-ați făcut-o, eu zic că ați făcut-o. Like-ul neapărat, dacă încă nu l-ați dat, vedeți acolo, verificați-l. Dacă nu, o să vină Darusel și o să vă bântuie la noapte cu această katană din spatele meu. Nu uitați să vă abonați, dați acolo un like, nu uitați să lăsați acolo un comentariu ce vreți să mai facem, dacă vrei să mai facem seria aceasta sau altă serie. Lăsați acolo în comentarii ce vreți să mai facem, ce serie vreți să mai facem, unde vreți să mai facem roleplay, ce jocuri vreți să mai jucăm pe Roblox și da, cam atât. Pa, pa, bam, 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 bam.